Uite, banii nu sunt banii, așa se joacă guvernanții cu dascălii după ce le-au promis că în august își vor primi banii câștigați în instanță. Acum ministrul educației Liviu Pop susține că sumele nu au fost prinse în buget. Am discutat și acest aspect la prima rectificare, cu siguranță nu vor primi aceste sume. Știu și liderii naționali, pentru că vrem să fim cinstiți cu ei, încercăm în noiembrie să plătim o parte din ele, a afirmat ministrul Pop. Sindicaliștii susțin că noile promisiuni sunt tot minciuni. Președintele USL Igor și Constantin Huica afirmă că în noiembrie nu vor mai vedea niciun leu. Pentru asta se gândesc la mișcări stradale și amenință cu grevă la început de an. Promisiunile că se plăti în noiembrie nu stau în picioare, pentru că deja atunci în noiembrie vor trebui să facă rectificare bugetară pentru plata salariilor, așa cum s-a făcut în toți anii. La ora actuală deja au început școlile să rămână fără bani de salarii, neîncadrându-se în costul per elev. Conflictul de muncă nu s-a încheiat în luna iunie prin neintrarea în grevă, ci a fost doar suspendat. La începutul lunii septembrie, întâlnim colegiul liderilor federației și vom hotărâ ce acțiuni de protest vom demara. La nivel național, suma necesară achitării acestor drepturi se ridică la circa 700 de milioane de lei.